Adică cea mai mare problemă a băieților este imaturitatea, irresponsabili, nu sunt maturi. Fetele își dau seama, părinte, e ca un copil să poartă. Mai ce să-i faci, măi? Care e soluția când te căsătorești cu un imatur, cu un copil? Să-l maturizezi. Care e soluția să-l maturizezi? Să-i te supui așa cum este. Să pui pe el sarcina stăpânirii, a conducerii. Să nu iei. Fetele obicei imediat se repet, să preia conducerea și nu se repet pentru că vor, ci pentru că în fete există ispita stăpânirii. Pentru că nu o au, le lipsește. Cum există în om ispita atotputerniciei pentru că nu o are, numai când îi dă Dumnezeu, ce ne lipsește? Poftim, nu? Ce ne lipsește? Poftim. Adică ne dorim. Și fetei îi lipsește darul stăpânirii. Și atunci când găsește un bărbat care nu-l are, întregește pervertirea. Devine ea stăpână. Și bărbatul stăpânit. Cea mai mare dramă într-o căsnicie este aceasta. Această inversare a rolurilor. Cea mai mare dramă. Nu din perspectiva unei imagini exterioare, ci din perspectiva împlinirii tainei însoțirii bărbatului cu femeia și mai ales a tainei iubirii. Este o foarte mare, foarte mare cădere. Eu le spun mai la fete, la mirese, că ele sunt foarte sensibile, mai sensibile decât băieții la nuntă, la cununie. Vrei să fii fericită? Da, părinte. Măi, te mai întreb o dată, vrei să fii fericită? Da, părinte. Băi, eu o dețin, o cheie. Îi spun. Dar ți-o spun numai dacă te angajezi. Da, părinte. Încearcă să te supui bărbatului tău. Cea mai mare decepție. Numai la asta nu s-a aștepta. La orice. Cea mai mare decepție. Și știi cum îți dau eu și o soluție tehnică? Tehnică. Din clipa asta, fă măcar un exercițiu. Bă, o zi, o săptămână, o lună, zi mereu, la orice, cum zici tu? Cum zici tu? Băi, ce faci? Cum zici tu? Da, cu tare, cum zici tu? Și în felul ăsta, bărbatul se va trezi în fața vocației sale de a decide. Stăpân se cheamă cel care decide. Nu-i zicem noi lui Dumnezeu, stăpân! Doamne și stăpânul vieții mele! Îi zicem pentru că decide. Dar și-l poate închipui cineva pe Dumnezeu că decide arbitrar sau în dauna cuiva dintre oameni? Nici vorbă. De ce femeia atunci își poate închipui că bărbatul poate decide în dauna dânsei? De ce? De ce este neîncrezătoare, suspicioasă? E posibil din neștiință, din cruditate, din naivitate să mai decide. Dar cu siguranță ea ar decide și mai greșit. Cu siguranță. Înțelegeți? Era bună de 8 martie conferința asta. Bărbatului ar trebui să-i cerem să-și solicite mintea foarte mult și femeia să-și solicite mintea mai puțin. Bărbatului ar trebui să-i cerem să-și solicite inima mai puțin și femeia să-și solicite foarte mult. Înțelegeți? În casă trebuie să plângă femeia și nu bărbatul. Nu sunteți de acord cu mine? Dacă plânge bărbatul, e jale. Bărbatul să zică, măi, liniștește-te că nu-i nimic. Da, liniștește. Nu mai plânge că nu-i nimic. Are grijă Dumnezeu. Chiar și în fața celor mai mari amenințări. Ferească Dumnezeu un verdict medical, un diagnostic, vreo nenorocire, un zvon. Începe femeia să plângă, vai, ce-am pățit, nu știu ce. Dacă bărbatul face și el la fel, e jale. Reacția bărbatului trebuie să zic, stai liniștită, are Dumnezeu grijă, stai să vedem, stăpânește-te. Așa o face dacă are stăpânire de sine? Dacă nu are stăpânire de sine, nu o face. S-agită și el, intră în panică și atunci nu. Avem cutremur în casă?
Bărbatul care e matur în stăpânirea de sine nu fuge primul. Asta este. Nu se adăpostește primul, ci se adăpostește nevasta întâi.